Polițiștii de la biroul rutier Iași au desfășurat o acțiune fermă pentru a combate accidentele rutiere generate de consumul de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Rezultatele acțiunii au inclus și reținerea 5 permise de conducere, semn că poliția rutieră ia în serios riscurile asociate conducerii sub influența substanțelor interzise. Din totalul permiselor reținute, 4 au fost pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, iar unul pentru alte abateri. La data de 21 ianuarie 2024, polițiștii biroului rutier Iași au organizat și executat o acțiune pentru combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Astfel, au fost aplicate un număr de 6 sancțiuni contravenționale, din care 4 pentru consumul de băuturi alcoolice și 2 pentru alte abate. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 5.955 de lei. Totodată au fost reținute un număr de 5 permise de conducere, din care 4 pentru conducerea sub influența băuturii alcoolice, iar 1 pentru alte abateri. Conștienți de pericolele la care se expun participanții la trafic, polițiștii biroului rutier Iași au desfășurat mai multe acțiuni în această perioadă pentru combaterea accidentelor rutiere produse din cauza respectării normelor rutiere. Conform legii, conducerea pe drumurile publice a autovehicolelor de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,8 la mie în sânge se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. În aceste situații, polițiștii îndeamnă toți conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să evite consumul de alcool înainte de a se urca la volan.